națiune, te cunosc! Ne-am adunat aici ca să luăm pulsul națiunii, nu la propriu, pentru că nu suntem politicieni, ci să vedem ce cred românii despre evenimentele recente. Subiectele sunt multe, iar noi românii suntem inventivi. Mai degrabă facem haz de necaz, suntem plini de umor. Două echipe se vor înfrunta încercând să arate cât își cunosc poporul, cum nimeni altcineva n-a mai demonstrat-o până acum. Rămâneți alături de noi și mă îndrept către prima echipă. Capitan de echipă, Maria Cârneci. Maria Cârneci îi va da co-echipier pe Ionuț Iftimoaie și Jean de la Craiova. Bună seara, bine ați venit. O să mă îndrept și către cea de-a doua echipă, da, să facem cunoștință cu capitanul echipei, Liviu Vârciu! Liviu Vârciu, alături de doamna Cristina Samate, căreia îi sărută mâna, și de Cosmin Apăsărit. Vom avea în seara asta și sondaje realizate de profesioniști, sondaje reale, iar rezultatele lor se află în frumoasele mâini, cap, ochi, nas, gât și urechi, picioare, crași, ce vreți voi, ale Oanei Paraschiv! Bună seara tuturor, începe tu fiind garda acestei emisiuni, trebuie să fii tratat ca atare, așa că vei răspunde primul la o întrebare. Eu. Te rog frumos să-mi spui, pentru că eu personal sunt foarte curioasă, ce te sperie cel mai mult la o femeie, ești deși... foarte curioasă, nu? Am o mică bănuială. Foarte curioasă, dar pe mine nu mă mai sperie nimic la nicio femeie. Tu-ți dai seama cât antrenament am avut eu cu Oana. Păi, nu mă mai sperie nici măcar că te numești Oana. Poți să fii și patroană vecinului Pirlu. Asta poți e foarte bine. Poți să te ceri cu mine, poți să te ieși de Liviu Vârciu și de Jean. Niciun fel de problemă. Asta e, sunt prea puternic. Trebuie să încep până vă anunțam că este un concurs. Și cum nu avem un top al bâlbelor, pentru că dacă ar fi fost un top al bâlbelor, aș fi fost probabil pe primul loc, dar eu sunt modest, îl las pe Vârciu. Bâlbelor prezentatorilor! Nu te-ai băgat în topul ăsta. Nu, că eu aș fi fost pe primul loc. Tu că nu ești prezentator. De ce? Stai puțin că poate o să fie, nu se știe niciodată cine ne ia locul în televiziune. Nu, voi sunteți. Hai măcar să ne ia un prieten decât un duci. Mă lăsați în pace să-mi fac emisiunea. Tu trebuia capitan în armată. Lăsați-mă în pace. Dacă să-l luai locul cei. Fiți prieteni pentru că vreau să dăm start concursului. Și domnilor, suntem la prima rundă pe care noi am numit-o 1 din 2, pentru că e vorba de răspunsuri. 1 din 2, dacă era vorba una din 2, tu te gândeai repede la femei. Întrebare. O să vă pun o întrebare cu două variante de răspuns, iar voi trebuie să alegeți o variantă dintre ele. Clar? A sau B. Cea care vi se pare în acord cu părerea românilor. Începem în forță, prin a sta degeaba și a privi câteva imagini care au făcut vâlvă în această vară. Priviți. Când zarurile arată 4-4, nu e o garanție că ajungi prea departe. Trigoană mai aruncă o dată. Cuplul divorțează a cincea oară. Bahmuțeanu se victimizează. Nu mai suport. Forța Bahmu pri. Până la 6-6, mai râdem câteva runde. Prigoană a reclamat-o la poliție pe Adriana, cum că i-ar fi răpit copilul cel mic. Adriana a declarat că ea a plecat doar la cumpărături, iar Prigoana a uitat să pornească aerul condiționat. Și l-a pocnit soarele în cap, normal. Iar acum bate cu piciorul de lemn în podea, sau îl ține în mână și dă în podea și cu pliciul în masă, se gândește el cum face. Asta e treaba lor. Oricum, noi iubim și respectăm atât pe Silviu cât și pe Adriana. Întrebarea noastră e foarte simplă, dar ne-au inspirat. Ce zgomote care se aud de la vecini sunt mai acceptabile? A. Când vecinii fac sex. B. Când vecinii se ceartă. Vecinii fac dragoste, nu sex. Haideți să vă spun. Individual, fiecare apăsați A sau B. Atenție, fiecare răspuns valorează un punct. Păi stai puțin, mă, Pepe, înainte să dăm noi răspunsurile, așa. Normal, fiecare s-a gândit la un răspuns, da. Dar și într-un caz și în celălalt tu trebuie să gândești în acord cu românii. Păi dacă sunt doi besmetici care fac sex și dărâmă dracu patru. Nu știu cum e problemă, întrebarea este clară. Românii
acceptă varianta cu gălăgia făcută din sex sau din ceartă? Știi cum trebuie să fii la acord cu românii, ce mai acceptabil? Păi dacă sexul s-ar face pămutește, mucle, sunt... Dar ție ce-ți convine să auzi? Părerea ta, care în afara concursului. Păi să n-aud! Nu să n-auzi, dar din două orele trebuie să alegi. Dacă auzi mai mult de 30 de minute, înseamnă că s-a întâmplat ceva. Păi da! Ori a făcut ala infarct, ori... Mai era unul dulap! Da. Am nedumerire. Bă, trece o oră, sunt la am nedumerire și mi se pare firească, în primul rând, că aici l-ai ales pe ăsta, că așa ales rolul de prinț. Acesta, chiar. Da, acesta. Asta e prințul nostru, nu, prințul nostru. Acest prinț. Și a ales lebădă albă, lebădă neagră. Deci când e vorba de sex, aici suntem în... Dar și de ce ar trebui să cu acest scandal? Am nevoie de o lămurire. Deci, dacă, în ce fel pot să punctez eu, dacă totul startează cu o ceartă și se ajunge la sex. Ce preferă românii să audă? Vă spun eu, asta era mai de mult. Deci atenție mare, întrebarea este ce acceptă românii? Asta era mai de mult. Acum vă spun eu cum e. Acum mă rugă pe geam direct. Băi, așa era pe vremea mea. Acum fac dragoste și se ceartă. Prea puțin. Dar noi făceam... Voi trebuie să răspundeți în acord cu națiunea. Da. Deci nu părerea așa că da? vreau să văd varianta A sau varianta B. Am înțeles părerea voastră personală. Da. Capitanul de echipă Maria Cârneci a ales varianta B. Ionuț Iftimoaie? Eu varianta B pentru că așa cum spunea prietenul meu, Jean, dacă durează mai mult de 30 de minute, mi-e ciudă pe ei, așa că nu-i acceptă. Deci tu crezi că asta nu acceptă românii, să se audă cum se ceartă. Toată echipa Mariei are senzația că românii au ales ceartă. Dacă trece peste oră, nu sunt la poliție. Și ceva. Românii au ales ceartă din punctul lor de vedere. Sau să schimbe canalul, sigur, la un film. Noi ne iubim. Eu aleg A categoric, Liviu A, Cosmina A. S-ar putea ca, ascultând o asemenea partidă, mai înveți Dumnezeului câte ceva. Aveți încredere, sigur, aveți încredere. Noi vrem dragoste, Lucian. Bă, stați că mai am și alte întrebări. O să aveți ocazia să vă confruntați și să adunați puncte până la sfârșitul emisiunii multe. Dar până una alta să mai urmărim un material și cu alte păreri. Să fiu sincer, am auzit și de-alea și de-alea. Dar nu prea m-au încălzit nici unele, nici altele. Cu certatul, deoarece celelalte zgomote sunt incitante și nu e ok dacă ești singur. În blocul care locuiam înainte auzeam mai mult de sex. Chiar odată mi-aduc aminte că urcam pe scări și am auzit așa niște sunete și am ascultat la ușă, credeam că e rău cuiva. Acum să vă spun că noi suntem în un bloc de pensionari și nu prea aud. Nu prea se mai întâmplă chestii de-astea, care-s prima ta. Logic când fac sex, nu? Când se ceartă. Când fac sex. Când se ceartă. Când fac sex. Când se ceartă. Oh, la început, când vecinii fac sex și după aceea se ceartă pentru că n-au fost satisfăcuți. Sex nu mai am auzit. A fost o vreme când, așa, acum nu știu ce se întâmplă. Au mai îmbătrânit și ei și nu se mai aude. Doamnă, unde locuiți de n-ați auzit sex pe la vecini? Unde locuiți? Numai cearta ați auzit. Până la urmă sunt curios care e sondajul real, pe bune, realizat. Oana, te rog din suflet, dă-ne un sondajul real. Oana, te rog, rezultatele Oana. Sunt te rog, următoarele, Oana. Pepe. Rezultatele, Oana. Cum e, Pepe, cum e? Rezultatele, Oana. Mai zi o dată, Oana! 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 Oana nu poate să-i răspunde. Rămâi câsa. Asta stai, ai altă Oana. Mulțumesc echipei! Pepe, dragul meu, 34% vor să-și audă vecinii certându-se. Este! Probabil că au vecini pe care nu iubesc foarte tare, iar 66% preferă sexul, așa cum e. 66% ar prefera să audă că se discută cu sexul. Liviu Vârciu e în avantaj, echipa lui Liviu Vârciu e în avantaj. Cum e în avantaj? Are 3 puncte. Thank you, thank you. 3 puncte, păi uite, 3 răspunsuri corecte. Aveți timp să recuperați. Să mă ubic, am zis că e împreună. Am tras cu urechea pe la vecini. Ba dacă se ceartă, ba dacă fac sex. Nu, eu mă gândesc la vecinii mei. Să nu tragem cu pistolul. Urmăriți imaginile să vedeți ce ne-a inspirat pentru următoarea întrebare. Pe vremea când era prim-ministru, Adrian Năstase ne făcea o propunere indecentă. Cineva mă gândea să vrea să vină să vină să numere găinile. I-am sugerat mai bine să vină să numere ouă.
această vară el ne-a arătat că se poartă dungile și nu oricum, ci suprapuse. Tot el a lansat ultimul trend în materie de accesorii, așa numitul fular cu efecte terapeutice sau sfântul fular, care odată pus la gât cicatrizează chiar și rănile mortale într-o fracțiune de secundă. Am văzut cum stă treaba cu al doilea mare împușcat al țării, pentru că primul a fost Ceaușescu, știți, bum, bum, dar aici nu se știe, a fost împușcat, s-a împușcat, nu mă bag. Ce credeți că preferă poporul român să-i se întâmple lui Adrian Năstase? Variante A. Să își execute pedeapsa și să rămână bogat. Sau B. Să îi se confiște averea și să fie grațiat. Ce preferă românii sau ce preferăm noi? Că și noi suntem români. Nu, nu, nu. Voi gândiți-vă, poți să-ți spui părerea ta personală. Părerea mea? Părerea ta personală, dar pentru a câștiga puncte trebuie să fie în... Să-și păstreze averea omul, pentru că dacă nu-și păstrează averea, iar vine la putere și mai face și alta și alta și ar nefură. Păi a făcut una, gata, stop! Eu cred că poporul român își dorește să-și piardă averea românei pe modelul să moară capra vecinului. Păi, deci cel, dreptate, cel sufoc e cel mai tare. Dacă s-ar împărți goale așa între oameni pe românii. Să-i luăm capra. Să-i luăm capra. Păi votați ca atare, votați ca atare. Ce spun B? Voi nu vă lăsați în plecă. A zis B să-i se ia averea la B. B. Să dea bogăția la oameni. Eu cred că ar merge ceva la români care vrea să ia și averea să rămână și acolo. Nu se poate, una dar din variante. Poate, deci cred că lumea asta gândește. Lumea eu am o pensie de 5 milioane și acolo să stea liniștit. Lasă-l deci mai la urmă, până la urmă răspunsurile sunt individuale, fiecare da. Puteți spune. Da. Important este să fiți în acord cu sondajele realizate. Dar am o completare, știi? Cred că e de bun simț sau măcar e pe bunul meu simț personal. De ce cred așa? Am justificare. Cred că poporul român, în general, adoră să fie și milos, generos și înțelegător. Și atunci zici, a, mă, să-l ierte de chestia asta, chiar nu-mi place. Și mai donează românul și... ceva. Da, zice, dar nu trebuie să votezi. Că dacă n-am eu, să nu pe nici și de asta trebuie. Deci, până la urmă... Nu știu dacă e chiar așa iertător, dar îi place să pozeze în chestia asta. Am votat, uite. Toată lumea a ales varianta B, da? Da. Așa cred că sunt de poporul român. Varianta B. Ne ajută Oana? Vă lămuresc imediat, te rog, majoritatea românilor, adică 66% vor să-i fie confiscată averea și vor fi grațiați. Nu vă mai luați după noi, da? Noi am votat primii și hopcii. Echipa de față, echipa condusă de Liviu Vârciu, echipa conduce, aveți 6 puncte, voi aveți 3 puncte și mergem mai departe la altă temă. Da, fiți atenți, o altă știre, fii atent, Jeane, fii atent, e altă știre. Atenție, un șofer care câștigă 70 de milioane de lei pe lună. Șoferul e la stat. Mă angajez și eu că am B-ul, C-ul, H-ul, M-ul, B-ul. Ai B-ul sau C-ul? Am trolebus, tot ce vrei. Auzi, dar ce conduce aveți? Asta? Navă spațială, dar are 70 de lei. Ce conduce? Sau vreo bicicletă. Dar că ar fi șoferul lui Jean Bragrava. Deci nu sunt inventate de noi, sunt știri din ziar. Ce părere ai, Vârciule? Cosmina? Cine știe câte ore lucrează pe lună? Nu știu dacă se crede în ziare asta. Ar fi fost bună o șoferiță? Te băga? Ce părere are, Vârciu? Când e salariul? Nu știu să conduc, dacă e degeaba, mă. Ce e salariul? Nu, asta e, vă spun eu, ziare și oricum. Noi ne-am obișnuit cu această presă pe care noi o iubim din toată inima. Dar mai e ceva, nu mai înțeleg proverbele românilor, care erau sumă de inteligență și de înțelepciune. Mă, da, ia și așa sau avam? Băieții buni n-are noroc și fetele bune ia șoferi. Corect, fiți atenți. Avem și un scurt material. Colegul meu de la grafică a făcut un material. Așa cum a putut el. Nu perfect. Numai Dumnezeu știe ce e perfect. Să vadă ochiul, ia. Da? Ia băgați, vă rog frumos, materialul, dar fiți îngăduitori. Și atenție mare. Porțile de fierte. Pe scurt. Românii au fost întrebați ce îi irită mai tare. Atenție. Ce îi irită mai tare? A. Colegul care își lingușește șeful. Sau varianta B. Colegul care face mai mulți bani. A! Unde apăs? Nu te grăbi, trebuie să fii în acord cu poporul român. Da, cu poporul român. Asta te enervează pe tine. Nu te iei după mine. Fii serios, fii serios. Deci poporul cu limba, adică... Toți suntem cu limba, așa. Suntem cu limba, numai că unii o folosesc cum trebuie și alte o folosesc cum nu. Păi și unii... De-aia ai divorțat. Părerea, adică pe mine mă irită foarte tare cei care își lingușesc șefii. Dar știi care e culmea lingușerii, Cosmino? Care? În curând veți avea o scamă. Da, bună! Asta e foarte tare! În curând veți avea o scamă.
Băi, să nu te iei după mine, vârșurile că te sparg. Să nu fie răzgâzi ce votați. Logica lucrului ar fi așa. Pentru poporul român am să votez A de acum și explic de ce. Pentru că poporul român iar este creativ, poate să facă orice, se crede în stare de orice, ce să lingușesc, pot și eu că ăla, abia că iau un exemplu, face și el. Dar ăla care are bani și eu nu am, ăla care... Dacă vă spun părerea mea, ia zi. Sincer, mulți sunt invidioși, dar nu recunosc. Ce? Că e unul care lingușește? Că e unul care câștigă mai mult. Că nu, pentru banii, pentru ăia câștigă mai mult. Ce te irită mai tare? Ce te irită? Ce irită pe român? Irită. Ce irită pe român? La irită cu bani. Cel cu bani. Cum fac? Cel care are bani mai mult sau cel care își lingușește? Cel care are bani mai mult. Cel care are bani mai mult. Să-i venim la care are bani mai mult. Varianta B e cu bani mai mult. Varianta A e cu lingușeala. Așa, deci B, doamnă. Varianta A e cu lingușitorii. Varianta B e cu cel care câștigă mai mult decât colegul. Eu cu lingușeala. Hotărâți-vă, apăsați butonașele, că n-avem timp. Dar nu o să recunosc. Băi, nici mie nu-mi plac, dar mă irită aia de câștigă mai mult. Lasă, băi! Lasă-mă, că o să-ți treacă. Nu prea sunt multe așa, da? Voi ați ales în momentul de față echipa lui, lui Liviu Vârciu. Da. Deci doamna Cristina B, Liviu B, Cosmina B. Lingușit la partea cea dreaptă. A. Maria, A, Ionuț, A, Jean, A. Până una alta, haideți să vedem un material și cu alte păreri și revenim. Ia să vedem. Colegul care își lingușește șeful, pentru că mie nu mi-a plăcut niciodată lingușitorii și nici nu cred că e o strategie care este bună în timp. Colegul care lingușește șeful. O colegă care lingușește șeful, nu suport lingușeala în general. Mă irită în general oamenii care lingușesc, orice fel de alți oameni. Nu-mi plac oportuniștii, așa că varianta a doua este cea care îmi displace total. Normal, colegul care lingușește șeful. Colegul care își lingușește șeful. Cum se poate? Vai, șeful, ce bine vă stă! Colegul care își lingușește șeful. Ăla care își lingușește șeful. Evident, colegul care își lingușește șeful. Categoric cel care își lingușește șeful. Vai, ce cravată aveți! Colegul care își lingușește șeful. Colegul care câștigă mai mult ca mine. Cel care își lingușește șeful. Nu-mi plac lingușitorii. Vai, dar v-a și vopsit cumva? Nu se mai vede părul alb? Te irită când un coleg de-al tău vine la o petrecere Așa? Și el ia 10.000 și tu iei 2. Nu mă interesează, fă și tu dacă poți. Băi, dai zi. Bun, bravo, Daniel. Rezultatele. El are dreptate. Da. Șeful meu are dreptate, pentru că ei au răspuns. Au răspuns duplicitar la gândul. Nu pot să fiu jegos să zică banii. Și eu zic mie nu-mi plac așa, să mă rog. Dragă Oana, salvează-ne! Cum sună asta? Ei bine, dragilor, cel mai mult și mai cu drag românii ar sparge capul celui care își lingușește șeful. 95 ani! Bravo! În acest moment, egalitate de puncte. Păi, dar lasă-ne să zicem și noi ceva. Ce să mai zic? Ce să mă zic și eu la ăștia, dragii mei români. Da. Invidiosule, cu curaj. Băi, trebuie să-ți... Băi, ce de pe jam, că face mai mulți bani ca tine. Eu nu. Tu acum acuzi românii cum că n-ar fi sincer? Dacă tu vii la muncă un an de zile și faci același lucru care îl face și colegul tău și tu iei 5.000 de euro și el ia 25.000. Da, unde lucrezi? Crede-mă că te irită, te țin bube pe tine, uite așa. În acest moment, doamnelor și domnilor, egalitate, 6-6! Doamnelor și domnilor, am trecut la runda a doua, de acum trecem la lucruri mai grele. Adică în loc de două variante de răspuns la o întrebare, o să aveți trei variante de răspuns. Runda aceasta se intitulează Care-i primul? Care-i primul? Atenție! Ia. Trebuie să vă sfătuiți între voi și să lucrați în echipe. Și să-mi spuneți care dintre răspunsuri a obținut cel mai mare procent în sondaj. Atenție la procent! Odată aleasă o variantă, echipa adversă trebuie să aleagă din celelalte două. Odată începeți voi, odată începeți voi pentru a fi egalitate. Corect? Nu știu cum începem, mi-aș vrea să sfârșesc. Ați învățat deja că fiecare răspuns va aduce un punct. În momentul de față, egalitate. Acum, întâmplător sau nu,
proba asta începe cu o întrebare legată de prostituate. Da, bine, întâmplător, de să nu vă gândiți. Să vedem și ce știre ne-a inspirat. Vă rog frumos materialul. Fără tine vreau să încep o viață nouă. Nu contează dacă îmi rup inima în două. Chiar nu mai suport pe strada mea să plouă. Vreau o viață nouă, o viață nouă. Prostituatele franceze au ieșit la protest în Paris, furioase că ar putea rămâne fără loc de muncă. Parlamentul intenționează să voteze pentru amendarea clienților. Ministrul pentru drepturile femeilor din Franța speră să oprească traficul cu carne vie. Treaba lor, prostituatele din România au pornit deja spre Paris pentru a le învăța pe franțuzoaice cum se face blatul și cum se sparge piața. Începem cu echipa Mariei. Întrebarea este pentru ambele echipe. Șansa de a răspunde prima dată o are echipa Mariei. Astea atenție, sunt... veți avea și voi aceeași. Astea sunt în stare să meargă și în leasing. Atenție, întrebarea este: care credeți că este părerea românilor în legătură cu cine frecventează mai mult prostituatele? Procentul ne interesează. A. Fotbaliștii. B. Politicienii. Ce? Oamenii de afaceri. Toți. Cine a obținut cel mai mare scor? Procent. Spuneți-vă între voi. Mai întâi de tot, eu cred că nu mai sunt prostituate în România. Hai, mă, lasă vrăjeala. Nu mai sunt prostituate. Nu mai export. Noi nu mai avem acum. Dacă ești cu lea făcentură, una lângă alta. A trecut acolo doar fotbaliștii, nu sportivi. Deci tu ești exclus. Nici acolo nu m-a lipit, mă, nimic. Deci o singură variantă. Politicieni, fotbaliști. Voi gândiți. Gândiți-vă, atenție, fii atentă, Maria, poate n-ați înțeles bine. Trebuie să vă gândiți cine a obținut procentajul cel mai mare. Afacere, adică mai 50%, 30%, 80%, fotbaliști, politicieni. Da, trebuie să votăm A, B sau C, una din variante. A, B sau C? Da. Au dat ăștia la televizor ceva mai de pe la mai ne explicăm așa, mură în gură. Ca să înțelegeți și voi. Politicieni, afacerii sunt mai bătrâni, mai puțin. A, fotbaliști, B, politicieni, C, oameni de afaceri. Hotărâți-vă. Hai, vină cu acel. Ia, cum? În funcție de ce votează ei. Nu. Aha. Sigur. Oricum o greșesc. Clar o greșesc. Eu nu cred. Crezi că se pricep la... Nu. Jar cu sigură. Gândiți-vă și voi, pentru că după ce răspundeți, trebuie să răspundeți și voi la aceeași întrebare, dar din celelalte două... Cine rămâne, nu? Da, ce vă rămâne, să vedem. Hotărâți-vă, Maria. Așa au zis oamenii. Așa au zis oamenii. Du-te, mă, la ce. Cât de greu e, mă, să alegi A, B sau C? Stai, mă, nu mai te-ai cu prostituate, te faci tu. Se pare, are fiecare. Așa de greu? Da. Că toate cele trei variante se duc la draga mine. Adică e greu să găsești pe aia cu mai mare. Dacă era legalizată prostituția, atunci nu era mai ușor. Voi nu gândiți din punctul vostru de vedere. Gândiți-vă ce cred oamenii de rând. Ce crede majoritatea. Deci ce crezi tu? El nu e om de rând. Hai, vorbesc elevat. Mintea poporului. Cardele asta. Fotbaliștii sunt primii care se duc la prostituat. A, fotbaliști, B, politicieni, ce oameni de afaceri? Fotbaliștii, da. Am dat, mă. Ce te uiți, mă, ce te uiți? Fotbaliștii, da? Din punctul vostru de vedere, fotbaliștii. I-a și făcut să-i spune. Păi oamenii de afaceri, echipa, echipa lui Liviu Vârciu. Să pitesc. Asta, mate. Păi, noi de timp am stat tot camerul, noi am tot vorbit. Acum faci... Sigur că da. Noi ne-am gândit că... Deci ei au ales varianta A, nu? Au ales varianta A. Și haideți să vă spun și ceva. Varianta A, 30% au votat fotbaliștii. E foarte bine, e suficient. Păi ce am zis eu? Cum e la politicie, mă, mică? Păi între fotbaliști și Liviu Vârciu, cred că ăla câștigă. Cum a făcut cu... Gândește-o repede, Liviu. Hai să vă spun o dată ce variantă ai. B sau C? B, politicieni? C, oamenii de afaceri? Oamenii de afaceri! Ce? Oamenii de afaceri? Eu să-i șef. Oamenii de afaceri? Nu, cred. Atenție! Suspans! 45%! Uite, am zis eu! Politicieni! Au rămas la coada clasamentului, domne! 25% pentru politicieni! Așa cred oamenii! Așa consideră oamenii! Punctul merge către echipa lui Liviu Vârciu. Merge cine... Nu cunosc. Vrăjeală, e cu mentalitatea românului, da? Cu mentalitatea românului. Mai avem o întrebare.
la care echipa lui Liviu Vârciu va răspunde prima. Ați înțeles? Ca să fie egalitate. Haideți să vedem și știrea care ne-a inspirat. Fiți atenți ce s-a descoperit. Pastila împotriva cărunțirii. Adică să nu mai albească băiatul nici la părul de pe cap, nici pe la sub braț. Nu știu dacă există. Am zis și eu, n-am dat cu părul. Nici pe la pubian. Cum? Pe la pubian. Ce e asta? Când ai aflat-o de pubian? Auzi, ce? Când ai aflat-o de pubian? Eu? Da. Păi când am fost în Zambia. Recunoaște-ne de ce. Păi stai, că nu e așa. S-a fi păzut, frate. Deci aia de la Bonnie M era bun? Pe cuvântul tău de onoare, recunoaște în fața națiunii. Te vopsești sau nu? Eu nu mă vopsesc, pentru că am descoperit pastila lui ăștia. Mă, sincer, te vopsesc sincer, sau nu? Sincer, nu mă vopsesc. Mă, zi sigur. Pune-ți să se jure. Mamă, dacă mă vopsesc. Pune-ți să se jure. Nu mă vopsesc. Bă, întrebarea noastră este, atenție la întrebare, voi răspundeți prima dată. Ce fel de pastilă ar prefera românii să ia? Dacă aceasta ar exista. Deci asta nu există. A, varianta A. Una care te-ar face să arăți mai tânăr. B. Una care te-ar face să trăiești mai mult. De ce te uiți pe mine, mă? C. Una care te-ar face să fii mai deștept. A, B, C. Mai întâi răspund ei, mai întâi răspund ei, voi consultați-vă și voi întrebări din ce rămâne de la ei, mai votați și voi. Că suntem deștepți. Trebuie să așteptăm ce e român. Ești bechești deștept. Ce crede românul. Să te facă mai tare așa un român. Să trăiască mai mult. Cu tânăr sau mai mult. Să fie, să arată tânăr. Sigur. Trăiască mai mult. Să face mai tânăr. A, una care te-ar face să arăți mai tânăr. B, una care te-ar face să trăiești mai mult. C, una care te-ar face mai deștept. Noi ne decidem mult mai repede decât două zile și fără pastile. Sau ce? Și fără pastile. Nu, stai, ia ce sau ce? Ia, nu știi ce pastile e acum, na. Aia e ceul care te face mai deștept. Da, nu cred eu că vor să fie mai deștepți. Nu, ești cei mai deștepți de pe lume. Dar dă bine la cameră. Dă bine la cameră că vrei să mor deștept. Dacă l-ai întrebat pe stradă, poate... Aveți dreptate și vor răspunde cum au răspuns la lingușitul. Nu, mai deștepți niște încă și foarte deștepți. Nu, noi românii oricum suntem deștepți. O pastilă ne-am mai mult. Să fiu mai tânăr. Eu spun așa. Să mânța luată. Să te facă mai deștept. Deci ce? Da. Decât o viață... Ce? Varianta ce? Noi am răspuns. V-a rămas între A și B. Puiul lui Einstein, nu uite. B. Deci voi ați rămas cu varianta B. Să trăim bine, lung, sau mai deșert, da, să trăim bine. Vrem să trăim mult. Bun. Haideți să vedem... C-ul are 45%, B-ul are 39% și varianta A... Pentru echipa condusă de Liviu Vârciu, formată de Liviu, Cosmina și doamna Stamate. Domnul! Îmi pare rău pentru voi, dar să știți că aveți timp să recuperați. În momentul de față, situația stă în felul următor. 8-6 în favoarea echipei conduse de Liviu Vârciu. Dar aveți timp să recuperați. Au trișat, ne-a apăsat. Doamna Maria, avem camere! Avem și alte probe, rămâneți alături de noi! Doamnelor și domnilor, am ajuns la cea de-a treia rundă. Rundă care se numește Da sau Nu. Se joacă tot în echipă. Da. Vă consultați și aveți variante de răspuns cu Da sau Nu. Dar atenție, optați pentru câte puncte puneți la bătaie. Un punct în cazul în care aveți dubii pe răspuns. Sau trei dacă sunteți siguri. Dar în cazul în care nu dați răspunsul corect, punctul sau cele trei puncte merg la echipa adversă. Pe ar trebui să mai donezi maestră. Până la urmă, haideți să începem cu o știre romantică. Haideți să vedeți ce ne-a inspirat. Vă rog, material. Marian Vanghelie este un bărbat de succes, atât în politică, cât și pe persoană fizică în viața personală. A câștigat alegerile locale, a câștigat inima unei frumoase doamne. Am putea spune că pentru el Oana Mizil este deja un mizilit. Atât Marian cât și Oana și-au părăsit cuiburile conjugale și au zburat pe calea aerului, unul în brațele celuilalt. Atenție, aterizarea a fost perfectă, să înțeleg de minune. Pentru această rundă, v-am zis, trebuie să lucrați în echipă. Da. Vă sfătuiți, îmi dați un singur răspuns. Prima întrebare. La ce trebuie să răspundem, mă? Păi uite, trebuie să răspund la întrebarea pe care ți-o pun eu acum. Care ai cheltuit în expuse. Nu, uite, spun eu acum o întrebare. Da? Nu, ia salții, de neau. Atenție, aș regreta mai degrabă ceva ce am făcut decât ceva ce nu am făcut. Eu am o melodie. Aș regreta
Așa zâmbe. Aș regreta la viață și la tine. Aș regreta la... Ai regretat ceva ce nu am făcut? Măi, Pepe! Sau nu? Măi, noi ne consultăm, suntem la ora de consultații. Păi ce, da. Normal, regrești ce n-ai apucat să faci, ce n-ai depinde. Făcut. Sigur. Păi, depinde, că oricum preotul spune cu gândul, cu fapta sau cu vorba, e același păcat. Deci părerea ta e că regrești ce n-ai făcut. Și în cazul tău regrești ce ai făcut, dragă. Sau poate că în cazul tău, noi, Pepe... Sau poate că am avut învățat. Sau da. Poate că nu. Pepe, poate că da. Noi nu discutăm cazul tău, da? Hai, bă, păi! Eu trebuia să fiu îmbrăcat în preot acum, să-l iau pe ăla să spună greșelile treci, capitane. Hai, Vulcine. Mă, vină cu acest, ce răspundem da, sau... aici? Ce răspundem, mă? Ce răspundem, mă? Ce n-am făcut sau păi ce n-am făcut? Ce n-am făcut, dar mergem pe 3 puncte, pe punctaj maxim. Doamne, ce am avut și mă gândesc ce m-a găsit. Dacă regreți ce ai făcut, spui da. Cum dacă? Dacă regreți ce n-ai făcut, spui nu. Deci nu... V-am plăpăcit! Care e prima întrebare? Deci care e o singură întrebare. Păi am înțeles, așa. Nu, varianta. Ce n-am regret făcut? Ce am făcut? Nu, ce am făcut sau ce n-am făcut? Că prima... Regret ce am făcut? Da. Bă, așa e greu da e. Sau cu nu? Regret ce n-am făcut, frate. A, atunci e cu nu. Mă, cu nu. Stai, mă, care nu? Aveți... Vă jucați în echipă, hotărâți-vă. Știi cum vine asta? Știi cum vine asta? Da. Vreau, Doamne, ce n-am avut și mă mir ce m-a găsit. Da, mai cu dușitor, trebuie să fie altă la întrebare. Deci, da deci, sau nu? Nu. Deci eu regret ce n-am făcut. Tu? Da, n-am făcut, mai ce tot. Deci nu, n-ai treaba, mă, că e o altă întrebare. Băi, tâmpitule, scrie jos acolo, bă. De fapt, nu-i din Craiova. Și că dă-te în coastă, nu ne vadă ăștia. Ales varianta nu. Da. Adică regretăm ce m-am făcut. Bun. Ales varianta nu. Pepe! Dar de aici, de aici Oana, 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 Oana. Câte, cum mai spune Oana că mi se ridică? Dacă așa o cheamă, ce vreau să numesc altfel? Zi Vasilica! Ia zi, Oana, poți să mă mai strigi odată? Poftim? Da. Poți să mă mai strigi odată? Oana! Mai sexy. M-am auzit, nu interpreta greșit, te rog. Atunci, Oana, dă-i drum, te rog. Avem un număr care vă antrenează imaginația. Da, 69, zic că da. 69, zic da. Ar regreta mai degrabă ceva ce au făcut. Mă rog, nu știu cum vine chestia asta, pentru că se spune că românii au imaginație. Dar până la urmă nu ne băgăm în părerile și în gusturile oamenilor. Au existat unul dintre ei și au ales varianta cu un punct. Da, mă? Da, e multe dubii au fost. Până la urmă un punct merge dincolo. Avem și pentru voi o altă întrebare, atenție. Suntem tare curioși, auzim, hai. Ia. Atenție. Dar înainte o să urmărim un material ca să vedem ce ne dau. Cuplul Elton John și David Furnish se pregătesc să aibă al doilea copil. Ca și la primul, vor beneficia de aceeași mamă surogat. Elton mărturisește că regretă mult că a așteptat până la 60 de ani să aibă un copil. Salut, Elton! Repede! Pe câte puncte pariați? Pe 3 puncte sau pe 8? Mai întâi, mai întâi vă pun întrebarea, ok. Vă pun întrebarea, recunosc... Am încercat și eu să vedem așa. Da. Ce credeți că răspund românii? Atenție! Sunteți de acord ca și cuplurilor de gay din România să li se permită să adopte copii? Nu. Câte puncte? Câte puncte? Românii? Da. Toate punctele pe care le avem, câte deci puncte? Deci pe 3 puncte mergeți, da? Nu, merge doar pe 3. Pune până la 4 că nu mă uit la bani. Nu. Așa. Da sau nu? Sunt puncte 3 puncte. Că nu sunt de acord să... Unde a fost? Dar nu mă, stai mă puțin, bă, stai mă că o fi tu capitan, dar mai consultă-te nu, și nu, tu nu, cu... Nu, dar are dreptate. Păi eu noi ne simțim, mă. Cu oamenii care au orientare sexuală. Dar de ce trebuie să fiți așa de limitat? A trebuit să ne mai uităm puțin pe aia de-n vest. Să ne uităm în vest să ce? Să ce? Să ce, mă? Stai mă puțin că uite, eu de exemplu aș fi de acord. Eu de exemplu aș fi de acord. Lasă-mă să spun. Eu aș fi de acord ca și cuplurile de lesbiene să fieze băieței de 30 de ani. Răspunsul vostru este pentru 3 puncte? Acolo care e mosta, care e taxul? Da, nu le dăm 3 puncte. Ai cum te l-a răscut pe aici? Nu mă, uite, am
discutat cu echipa mea și punem doar un punct la bătaie, că vrem să câștigăm. Pentru că nu mi-e frică de nimic. Vrei să ne batem? Doamna Cristina, am demonstrat că magne spirite se întâlnesc, ne-am îmbrăcat în alb amândoi, stați din gură. Noi spunem așa. Noi spunem așa. Uitați care e treaba. N-am avut bun simț și am tăcut din gură cât v-ați oflit faptul. Deci vă rog frumos. În altă țară și era pusă această întrebare, era cu totul și cu totul altfel. Și mai e ceva. Așa este. Mai există, pentru asta am pledat pentru... Un punct. Doar un punct. În primul rând să nu ne grozăvim, că avem mai multe fâlfâli să vă dați. Ar fi bine să ne grozăvim. Nu, și ar fi bine să ne grozăvim puțin. Nu, mimăm, sunt camere de la vederi, mimăm modestia. Așa am vrut. Până la urmă, răspunsul este perfect. Tot un punct. Vă rog să ne-l dați. Da sau nu? Că românii ar spune nu. Nu înfiază niciun... Hai, pune punctul la noi înapoi. Cuplu de gay. Bun. Ești învechit. Hai, lasă-mă așa învechit. Bun, haideți să aflăm la Oana. Uite de ce schimbau ei. Uite de ce schimbau ei. Oana, ajută-ne, te rog. Dintre persoanele intervievate, 41%, da? Toată lumea a înțeles foarte bine. Sunt de acord... Ca și cuplurile deci 59 de nu sunt de acord. Răspunsul vostru este corect. Felicitări! Punctul este tot în favoarea voastră, ca și punctul pierdut de ei. Trece tot în favoarea voastră, doamnelor și domnilor. Trebuie să vedem un scorul. Avantaj pentru echipa condusă de Liviu Vârciu. Scorul în acest moment este 10 puncte pentru echipa condusă de Liviu Vârciu și 6 puncte pentru echipa condusă de Maria Cârneci. A trebuit să mai dăm un pic. Mai aveți de recuperare, rămâneți alături de noi! Doamnelor și domnilor, am ajuns la runda finală! Atenție! Fiecare membru al unei echipe se confruntă cu un adversar. Da. Cu ce trei dueluri pentru trei întrebări. Trebuie să dați un răspuns în procente, atenție, în procente, și să fiți cât mai aproape de cum gândește națiunea, de procentul real. Prima întrebare valorează 3 puncte. A doua întrebare valorează 5 puncte, iar capitanii de echipă se luptă pentru 10 puncte. Și un desen animat. Atenție mare, pentru că se potrivesc de minune. Urmăriți imaginile. Nu contează mărimea, ci contează istețimea. Știți cum e vorba noastră din popor. De scurtă poate fi oricât de lungă, numai de groasă să nu fie prea subțire. La mai mare. Așadar, întrebarea este pentru doamna Cristina și pentru domnul Ionuț Ciftimoaie. Bine că nu mai pus cu Vârciu, asta era. Atenție, întrebare de 3 puncte. Mamă, ce întrebare v-a fixat. Ce procent al națiunii credeți că este de acord cu afirmația că mărimea organului sexual masculin contează? Ce procent? Dați-ne procentul. Eu mă abțin. Pe domnul te-a zis, Jeanic, aici răspunde Ionuț. Aștept procente. Scuze-mă, ne putem consulta? Nu, nu, stai puțin. Nu, stai puțin, n-ai voie să te consulti. La vedere! Vin să te consulti cu noi un pic, dacă să ne ajută. Noi lasă-mă să spunem părerea poporului. Deci, părerea poporului. Dacă sunteți hotărâți, aș vrea să văd răspunsul vostru. 1, 2, 3 și să vedem răspunsurile voastre. Ionuț Ciftimoaie, 69%. Doamna Cristina, stamate, 40%. Bă, Ionuț, cum să bagi 69%? Acum, hai să te explic sincer. Am ales poziția asta. Sincer, eu am zis 69% pentru că am zis, băi, nu, contează că noi, poporul român, suntem un popor... Bine, dotat, muncitor, bun. Dar muncitor. Când am văzut că doamna Cristina a pus 40%, am spus, bă, are mai multă experiență. Bă, n-ai de unde să ori o fi avut ghinion. Dar chiar fi fost să dați amândoi același procent, că nu am să apăsat să dată pe butoane. Cu scuzele de rigoare, nu te-ai gândit că poate aș puțin mai multă minte? Corect. Nu te-ai dat corect. Să spun de ce. Poporul român spune întotdeauna, când întrebi așa, cum să fie, lasă, mamă, mică și veselă. Mică lasă și veselă, nu de alta. Felicitări, felicitări, doamna Cristina. Și spun asta pentru că știu ce
acum, priviți imaginile cu alte păreri. Da, contează foarte mult. Păi bineînțeles că a contat, sigur că da. Trebuie să fie între 14 și 20 de centimetri. Dacă e sub sau peste, atunci e o problemă. Dacă e peste 20, o mai taie. Bineînțeles, cum să nu? Asta o spun ca bărbat, dacă aș fi femeie, mă, sigur aș fi și mai convins de lucrul ăsta. Nu cred. Nu. Nu. Nu cred că contează. Da. Nu. Nu. Sub nicio formă. Și mă întrebați de ce? Normal, contează. Nu, o să fie oricum da vesel. Nu, nu contează. Ce se întâmplă? Dar de ce combinată? Că depinde cum știi să folosești alte părți ale corpului. Contează să știi ce să faci cu el. Depinde din ce punct de vedere privim. S-ar putea uneori să conteze, dar din punctul meu de vedere, nu. Nu. Nu știu, nu cred, n-ar trebui. Până la urmă, nu mărimea contează și veselia. Sau tehnica. Depinde din ce punct privești. Dacă privești din față, nu contează. Dacă privești din spate, contează. Nu prea înțeleg cum tare este asta. Profil cum e de profil. Și nu, stai un pic, stai să vezi chestia aia veselă, știi? Ah. Zic, mă, mic să fie, dar vesel să fie. Te duci frumos, când te dezbraci, e mic și o vezi pe aia. Atunci are orgasm, că e vesel, înțelegi? E mic, dar vesel. Cam asta e situația, atât. Bine, doamna, trebuie să-i cânti. Ți-a plăcut la viața ta? Cui, și bune zirele. Până una alta, Ionuț 69%, doamna Cristina 40%. Care este sondajul real? Oana, zi-l pe asta. Oana, te rog, zi-l pe asta. Vă spun. E bine, dacă voi vreți să auziți de la mine. Da, părerea ta, Oana, părerea lui Oana. Vreau să-ți simt părerea. Vrei părerea Oanei? Da, părerea. Hai, mă, vă rog eu frumos, haide-mă să ne spună Oana. Hai, mă, Oana, zi-ne, mă, Oana, mă, tu. Bine. Bine. Deci, Oana. Părerea ta, te rog, Oana, să ne spui. I-ai văzut pe ea pe autostradă când treci pe la Oana. Mă interesează Oana. Dacă îți place Oana. E părerea? Care e părerea ta? Da. Sau e... Părerea Oana. Dar lăsați-o odată să zică! Dar nu stai tu așa și nu stai mai așa. Nu trebuie să creăm niciun fel de probleme. Spunem din start că am întrebat atât bărbați cât și femei. Nu, dragă, iar părerea ta personală. Părerea ta personală. Obiectivă, da, obiectivă, la obiect. De obiect e vorba. Înainte să le dai răspunsul oficial, dă-ne părerea ta. Nu scurtă și la obiect, lungă și la obiect. Eu zic să nu ne mai lungim atât și să vă spun că 45% dintre români cred că... Că? Da. 45% cred că da. Da. Deci până la urmă... Deci doamna Cristina are dreptate mai aproape de adevăr. Nu are dreptate mai cu 40. Doamna Cristina a câștigat 3 puncte. Felicitări, doamna Cristina Tabate. Nu e acolo. Bravo. Deci 41 la mea, a meu domnul era bun. Cu 69. Da. Început mai aproape de procent. Trebuie să mai e... Dar până la urmă, părerea ta care e? 101 de dalmație. Poftim? Băi, cum adică în culise? Da, eu zic să te impui un pic, da? Sigur. Cum adică să-ți arate în culise? Părerea ta care e? Părerea ta care e? Deci chiar suntem curioși care e părerea ta. În vedere faptul că ăsta de vorbă cu Oana. Mărimea contează sau nu contează? Hai! Bună mare sau nu? Bună mare sau nu? Trebuie o întrebare extrem de serioasă. O întrebare de 5 puncte. Nu că asta n-ar fi fost foarte serioasă, dar asta chiar e serioasă. Nu că cea dinainte n-ar fi fost serioasă. Uitați și știrea care ne-a inspirat. Atenție să vedeți, e foarte serioasă știrea. Da. Suntem pe ultimul loc la donarea de organe. Și asta este o problemă, o problemă gravă. Întrebarea este, și pentru această întrebare ne va răspunde Jean și cu Cosmina Păsărin. Eu sunt cu organele. Păi tu ești cu organele. Da, păi nu, chirurg. Uite. Atenție la întrebare. 5 puncte sunt puse la bătaie, da? Da. Ce procent credeți că a răspuns da la următoarea întrebare? Familia unui pacient intrat în moarte cerebrală trebuie să doneze organele acestuia, da? Sau nu?
Procentul ne interesează. Pentru că nu există... Puteți opta către 50, 60, 70%. V-ați gândit? V-ați hotărât? Da, da. Atenție! 3, 2, 1! Vreau să văd procentul! Stai, păi nu! 3%! 3% deja! 35, bă! 35, bă! 35! Băi, uite că... Am câștigat 5 puncte, Pepe! Bă, 35, Pepe! Nu! 35, bă! Nu știe, bă, ăsta, bă, nu știe! El are voi, el are voi. Băi, cum se pare? Păi stai, bă, că nu e așa. 35% 30% a considerat Cosmin Apăsărin că a fost de acord cu donarea de organe. Oana, tu ce spui? Oana, mi-e frică să mai te întreb. Eu nu știu ce spun să în felul următor că 90% dintre români sunt de acord cu donarea. Deci eu a câștigat Jean! Nu! Poporul nostru, toți ar da împrumut, toți ar dona organe, niciunul nu spucă șeful în cur, da. O să zic cur la ora asta. Adică, și toți facem invers. Da. Cum să facem invers, mă, ce ai? Eu aș dona organele cuiva care trăiește care bine. Eu aș dona direct. Băi! Să nu mă trăiască bine. Eu aș dona organele ție. Bun, ca să vorbesc prin tine. S-au încins spiritele în platou. Atenție. Se vor confrunta capitanii pentru 10 puncte. Capitane! Și mai am o surpriză. Mai am o surpriză. Atenție, domnul capitan Liviu Vârciu. Domnul Liviu Vârciu, capitan. Ia să mă întreb. Câte doamna Cârneci. Da, dacă Pepe. Veți răspunde exact. Am da. Deci dacă veți da procentul exact, nu știu, da. 55, 85, 35 și l-ați nimerit exact cât a spus națiunea română, puteți câștiga 20 de puncte. Iau. Așa că soarta, soarta acestui concurs se decide în momentul de față. Vai, 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 ce întrebare complicată și ce răspuns și mai complicat. Vârciule, mai lasă-o deci, jos. Care-i eu scorul până jos, n-am avut-o niciodată. Care-i scorul până acum? Haideți să facem un, o statistică, să vedem care este scorul. Atențiune. 11 puncte ai Maria Cârneci, tu cu echipa ta. Și 13 puncte Liviu. Cu 10 puncte s-a ales praful de la unul alt. Nu s-a ales praful, care a răspuns corect a câștigat. Sunt aici. Ăsta e foarte bine. Se poate decide la final. Da. Se poate răsturna situația. Întrebarea. Sunteți pregătiți? Și bine îmi pare că e luat ceapă. Ok, dacă sunteți pregătiți, înainte să vă adresez întrebarea. Publicitate. Vă arăt un scurt material cu niște prieteni al lui Liviu Vârciu. Ce-ai mei, ce-ai mei? Doamnelor și domnilor, am glumit, prietenii mei și ai lui Liviu Vârciu sunt foarte modești și nu vor să apară la televizor, sunt la bibliotecă și numără banii acolo. În liniște. În liniște, să nu fie deranjați. Întrebarea pentru 10 puncte. Mai 10 sau 20? Păi fii atent, 10 puncte, 20 în cazul în care nimeriți procentul exact. Exact. Da. Ați înțeles, da? Întrebarea este. Ceea ce e puțin probabil. Ce procent al națiunii credeți că este de acord cu trecerea la euro? Să fim plătiți direct în euro, să ne cumpărăm medicamente în euro, să plătim întreținerea în euro. Eu sunt plătit în euro. Și la prostituate tot în euro. A? Am ratele în euro. Ai ratele în euro. Noi și acum plătim în euro, așa. Ai TVA-ul. Da, da, euro. Dacă ai cuiva să-i dai 1 milion să transformi în euro, să-i dai în euro, să nu mai puneți. Dar niște așa și cu lei, cu roni. Lei, ce-ți mai ce fac? Procent al populației credeți că este de acord și a spus gata. Da? Ai răbdare. Atenție, atenție. Gândiți-vă, la semnul meu, apăsați amândoi odată pe Enter ca să vedem simultan răspunsurile voastre. Procentul le interesează. Consultați-vă dacă vreți, chiar dacă sunteți capitan de echipă. Eu vreau să aud și vocea oamenilor, în general. Vă rog încă un material. Poate vă mai inspiră. Cred că ne-ar fi mai ușor cu euro, dar nu pentru că bănuiesc că ar fi totul mult mai scump, s-ar produce niște modificări. Clar nu. Nu? Mi-ar plăcea să ia în euro și nu ruble. E mai bine pe lei, deocamdată nu. Bă, într-un fel n-avem nicio șansă, dar ce fac ăștia cu noi, cu stempreșurile, acum nu-s de acord. Mi-ar plăcea să o văd pe bunica mea luând pensia în euro. Da, salariile să fie trecute la euro. Cum sunt și facturile de plată, tot în euro, nu? Am văzut care a fost trecerea în celelalte țări europene și până la urmă a fost un lucru bun.
Sunteți hotărâți pe răspuns? Mă interesează procentul. Gata. Câți au răspuns cu da? 3, 2, 1. Vă rog să apăsați. 50%, 25%, 50% consideră Liviu Vârciu că spun da, 25% consideră Maria Cârneș că spun da. Da, vreți să vă spun eu răspunsul? Oana, deja a început să zâmbi. Nu, știu deja nu. Cum vom face schimbarea. Mă interesează, vreți să aflați răspunsul și voi? Nu! Da! Nu! Cine este mai aproape de adevăr a și câștigat concursul. V-am spus că avem premii importante în această seară. În euro, da? Premii. În euro sunt premii. Premii foarte importante. Haideți să vă spun așa. Răspunsul este... este... nenorocitule, 50%! Au femeie asistente. Eu am colegă, colega mea. Nu este asistenta mea. Eu am asistent. Eu am asistent. Eu cu Oana, noi suntem egali. Așa că asistentul meu va intra cu cadourile. Aplauze pentru Sapa! Sarmale pentru câștigători! Și mămăligă pentru Vinș! Așa că... așa că... trebuie să vă împrieteniți. Dacă vrei să mănânci sarmale cu pâine și ești dismănos, treaba ta. Ei cu mămăliga nu prea se descurcă. Nu prea merge. Hai, deci ai. Nu se cupă. Vino că vine. Câștigătorul la ăsta au perdatul la câștigătorul. Nu mai fiți modești, treceți în coapă. Ce bine. Am râs, am glumit și ăla mă ne prietenim cu toții cum dăm stop, pentru că o să mâncăm cu siguranță, că miroase a Crăciun. Doamnelor și domnilor, să știți că sondajele noastre au fost făcute pe bune. Uite, mărimea contează. Sunt pe un ocazion reprezentativ al populației și sunt făcute de firma GFK. Așa că pentru asta îi mulțumesc mult Oanei că ne ajută cu rezultatele. Mulțumim, Oana! Mulțumim tuturor concurenților, mulțumim invitaților, mulțumim doamnei Stamate, mulțumim Cristine, Cosminei, mulțumim Liviu Vârciu, mulțumim Ionuț Iftimoaie, Jean de la Craiova, Maria Cârneș. Doamnelor și domnilor, pe final ne cântă Jean de la Craiova, dar nu uitați, săptămâna viitoare ne întâlnim aici cu alți invitați și cu emisiune de pomină. Alte subiecte care ne frământă și așa mai departe. Vă spun că mă frământă chiar să ne zică înainte să cânte Jean. Dacă mărimea contează, da, mă, să nu contează! Contează! Nu-i contează! Contează, mă, trebuie să fii mare! Trebuie să fii mare ca noi! Trebuie să fii mare ca noi, bă, Liviule! Păi întrebați-i pe Blunț dacă contează! Doamnelor și domnilor, Jean de la Craiova! Dar poate mai puțin, dar eu jur că și acum la tine mă țin. Cineva în care am avut încredere cândva. O ating și nu cred că e ea, ființa care îmi spunea că mă iubea. Văd în fața mea pe cineva în care am avut încredere cândva. O ating și nu cred că e ea, ființa care îmi spunea că mă iubea. M-ai judecat greșit, știu că te-ai grăbit, dar în inima ta m-ai iubit și tu, dar poate mai puțin, dar eu jur că și acum la tine mă țin. M-ai judecat greșit, știu că te-ai grăbit, dar în inima ta
dar poate mai puțin. Dar eu jur că și acum la tine mai țin. We'll be right back.